Neobrăzarea acestor oameni nu are limită. Societatea asta a înnebunit. Identitatea nu se inventează, ea se formează în milenii. Dar această identitate trebuie susținută printr-o confruntare a noastră, a celor de azi, cu tot ceea ce ne oferă trecutul. Ideea a venit, să zicem, cam acum 2 ani de zile. Luasem contact cu Pinacoteca Municipiului București și intrasem în depozitul lor și acolo am văzut prima dată câte lucrări sunt și m-am gândit ce soartă au. Sunt tineri care se prefac că nu știu nimic de ce s-a făcut înainte de 1989. Ori dreptatea cere să arătăm că în momentele cele mai aspre ale dictaturii, artiștii au continuat să creeze și că a existat un lanț neîntrerupt al creativității care îi uimește deseori pe străini. Mă gândeam la toată generația care a început să se manifeste după anii 50, anii aceia prost cotați în istoria artelor românești, anii de sacrificiu pentru unii artiști, anii care au permis altora să-și ia pe nedrept titulaturi și să se înfrupte din banii care existau și se dădeau artiștilor. Și am zis, ce-ar fi să fac o secțiune în istoria artelor pe 4 decenii. M-am concentrat asupra lor să văd. Există și altceva de valoare decât așa numitele opere oficiale realist-socialiste? Sunt destul de multe ca să pot să fac cu ele o amplă expoziție? Problemele pe care și le puneau asemenea întreprindere, înțeles să-i spun astfel, ambițioasă, cum n-a mai fost niciuna la noi, problemele acestea sunt, în primul rând, legate de o anume atitudine a noastră față de trecut și mai ales față de un trecut dureros pe care mulți îl evită cu un fel de diplomație din care nu lipsește ipocrizie. Ne-am propus să scoatem la lumină lucruri de mare valoare care au ieșit din circulație, uneori au fost marginalizate cu bună știință, cu metodă. Au fost sistematic trimise lucrările cele mai radicale, mai îndrăznețe, în orașe fără public artistic, cu muzee de-abia încropite,
încât a trebuit să ne adresăm tuturor muzeelor, Tecuci, Bârladă, Botoșane, Buzău, o mulțime de muzee, în care am găsit lucruri de o surprinzătoare prospețime. Încât cred că, sub acest raport, expoziția noastră s-a voit și începe să se dovedească un semnal, pentru că ea atrage atenția, ne atrage tuturor atenția asupra unor bogății care zăceau neștiute și care trebuie să devină emergente, trebuie să intre în circuitul atenției publice. Pentru o conștiință a noastră, realmente istorică, și pentru a gândi sănătos o dezvoltare de viitor. Eu am acceptat să lucrez voluntar la această expoziție. Mi-am păstrat doi consilieri, pe domnul Dan Hăurică, președinte de onoare al Asociației Internaționale a Criticilor de Artă, și pe Paul Gerasim, un staroste al pictorilor din România, autor a peste 100 de expoziții făcute până acum. Toată evoluția care îmbrățișează din două părți axul principal al expoziției, rezemându-se rând pe rând pe marii maestri, reprezintă de fiecare dată un contract cu viitorul în care intră un proces de înscriere umilă și totală a tânărului artist la preceptele unui maestru. Piramida lui Damian, împrumutată de la Muzeul Național de Artă Contemporană, este un simbol al intrării în acest spațiu al deceniilor 8-9. Am pus o lucrare a lui Albert Nogi, lucrată pe la începutul deceniului 6. Se cheamă Chiciură sau Promoroacă, ceva de tipul acesta. E un peisaj de iarnă într-un sat cu niște oameni foarte triști, adică adumbriți de grijile lor, culorile sunt terne, gamă de griuri, în pandant cu finalul expoziției, care este un țăran făcut prin anii 90 de Paul Gerasim, pentru că ne-am dat seama că, de fapt, în toată această perioadă cumplită, anii 50-60 și cea urmat, colectivizarea agriculturii a adus cel mai mare număr de sacrificați. Am pornit cu repere, pentru că în concepția noastră a celor trei, nicio artă nu s-a născut din nimica. Capitolul de repere muzeale răspunde nu unui ritual protocolar, ci răspunde unei nevoi cu mult mai profunde. Și gândul nostru era acesta. Tradiția nu este o ocazia unei reverențe obligate față de artiști care nu mai sunt, ci este un aliment indispensabil al unor metamorfoze care ne stau în față, la care suntem obligați. E o formulare extraordinar de acută a lui Palladi. Tradiția este șirul celor care au știut și au putut să meargă până la capăt. Deci, noi nu ne rezemăm pe tradiția muzeală ca pe un refugiu, ca o scuză pentru a da în îndărăt, ci dimpotrivă căutăm în ea niște rațiuni de înaintare, de curaj al prospecției către viitor.
În profesori, în primul rând, de Eustațiu Stoenescu, Resu, Dărăscu, există Lola Schmirer-Roth, care, deși a fost foarte retrasă la Galați, având o origine din marea burghezie ebraică, nesănătoasă, cum se spunea pe atunci, ea a continuat să dea lecții de desen, sau cum e Câlțea, care niciodată nu uită de Iulius Podlipni, dascălul de la Timișoara, Mati Stoici. N-a avut, așa să zic, școală, clasă, dar a avut elevi. Afară de fiul său, Horea Mihai este unul dintre cei care a învățat de la Mati Stoici. Pe urmă sunt Tonița, e baba lipit de Tonița, care în anii 40, când s-a dus la Iași să stea 3 zile, nu s-a mai întors decât în anii 50 la București, când a fost alungat de la Iași. Repere avem și Boromisa, școala de la Baia Mare, a venit directorul muzeului Tiberiu Alexa și cu generozitate ne-a adus lucrări de primă mână, Iandi, Klein, Alexandru Phoebus, Marius Bunescu. Noi am evitat linearitatea. Nu e expoziție care să așeze un fir, artistul și opera. Și mai ales să asculte de imboldul acesta naiv pe care îl persifla Cioran, anul și volumul, zicea. Altfel te uită lumea. Și bineînțeles că el nu a ascultat de acest imbold. Deci nu această succesiune simplă, previzibilă, ne interesa. Ci ne interesa niște noduri expresive, niște momente în care se articulează niște nevoi, câteodată cu o claritate manifestă. Gruparea în jurul lui Andreescu, de pildă, răspunde unei asemenea nevoie, de adevăr, umil, sever, pe care îl întruchipa cel mai bine Andreescu. Anii 60 mă refer la grupul Andreescu. Sigur că l-a avut drept model pe Andreescu. De-aia l-am scos din sala reperelor și l-am adus aici, lângă această grupare despre care mai nimeni dintre noi, oricât de istorici de artă am fi, știam prea puțin, pentru că ei au încercat să facă o expoziție numai de peisaj. Era grupul Mansarda din Iulia Hașdău. Făceau parte mai mulți, Costică Crăciun, Paul Gerasim, să zicem că era ideologul grupului, Afane Teodoreanu, Pavel Codiță, Vasile Varga. Se alipiseră și artiști precum Cojan sau precum Dimitrie Gheață, Dumitru Gheață. Există, deci, o nevoie mai adâncă de spirit și de soliditate în expresie. Și deci noi, răspunzându-i, de fapt, întreprindem o realizare care e valabilă și din punct de vedere etic, nu numai estetic. Pentru că este o etică inerentă în această restituție, în această întoarcere la valorile care merită să ne constituie patrimoniu. De aceea, moralitatea artei nu este un lucru care să aparțină doar teologilor sau pedagogilor. Este un lucru care intră în explicația curentă a artei. Trebuie să știi să atingi nervul acesta profund al expresiei artistice. Și la nivelul acestor opere,
al lucrurilor de muzeu, al lucrurilor de pildă din anii 50, când a menține o anume candoare de pildă în explorarea peisajului, cum au făcut Obițan, Crăciun, Iacob, mai ales Gheorghe Iacob, reprezenta un mare curaj și era un fel de instanță etică care se punea în mișcare în ceea ce ar fi putut să pară o pitorească plimbare a artistului pe străzi idilice. Nu. Această candoare era expresia unui curaj, a unui curaj intelectual și etic. Oază de respiro a fost Muzeul Aman, condus de un pictor nu foarte strălucit, dar extrem de onest, Alexandru Moscu, al cărui muzeograf era Pavel Codiță. Și aici, în anii 50, ajunge și Baba, migrând de la Iași la București, aici nimeni nu-i acorda încă nicio atenție. A stat acolo în atelierul vestit al lui Dimitrie Paciurea o vreme. Spune cum a lucrat, cum a făcut, și-a făcut autoportretul anul nou, 51, și tovarășii au citit omul nou și a zis, ăsta e omul nou. Bineînțeles, autoportretul are o enfază, o trufie în el pe care Baba și-a păstrat-o de-a lungul întregii vieți. Pe aceea moment de evocare istorică, cel din 1957, care a stârnit niște discuții de care ne uimim astăzi, acuzația de bizantinism adusă unor realizări ale Almășanu de pildă de foarte bună calitate și de admirabilă austeritate a sentimentului și care în același timp anunța o renodare a tradiției noastre, a legăturii cu fresca. Tot în acea încăpere, v-am spus, este celebra recoltă făcută în 57, Eugen Popa, 6 metri pe 2 metri jumate, muzeul, complexul muzeal de la Iași mi-a trimis-o, mi-a scăsit-o după un an. E o revelație pentru toți care intră acolo în sală și o văd. Ca și două schițe ale lui Söni. Söni n-aș putea să spun că a fost un om de dreapta, dimpotrivă, el a avut convingeri socialiste de la început, ca și Podlipni, dar să nu confundăm convingerile socialiste cu convingerile realismului socialist. Apoi vine anfilada celebră Pacea, Alin Gheorghiu, Lucică Grigorescu și ajungem la o lucrare a lui Bițan care se cheamă Distribuția vinului. Anul 58 aduce primele burse ale Academiei Române, prima țâșnire în afară. Sunt bursele pentru Roma, pentru Paris și pentru Leningrad. Bursa pentru Paris o câștigă cu un tablou celebru. Noi avem o lucrare timpurie din 54, De avați ascunsele se cheamă, făcută de Dan Hatmanu, care pleacă la Paris. Iar Nicodim pleacă în Italia. Sunt deschideri, mici breșe pe care le acceptă statul român. Apăra izvoarele de puritate în recepția artei și în recepția culturii în general, este principala sarcină, nu numai estetică, dar și etică a creatorului. Încât trebuie să le fim recunoscători oamenilor care au
trudit în acei ani, au trudit cu greutăți, că la un moment dat nu se putea merge la peisaj fără aprobare de la miliție. A fost o expoziție de peisaj foarte interesantă, unde se afirmau, îndată după expoziția Flacăra, artiști de vigoarea lui Gheață, lui Dumitru Gheață. Și pentru ei, aceasta era rațiunea de a exista. Peisajul pentru ei era viața profundă, ipostaza de lor de creator se confunda cu această fidelitate față de peisaj. Ajungeau în cruntare de sprinceana lui Perahim, sosit fostul surrealist, sosit pe tancurile sovietice, care era un mic dictator la acea perioadă, pentru a zădărnici vocații de artiști cu consecințe biografice foarte dureroase. Phoebus, de pildă, care a fost criticat mizerabil și a doua zi au apărut funcționari de la spațiul locativ ca să se delogeze, să-l scoate din casă și din asta este atras și sfârșitul. Și Phoebus, care era un artist de inspirație socială, onestă. Deci sunt lucruri care erau trăite dureros și care nu sunt uitate, dar în orice caz, artiștii prin curajul lor, prin determinarea cu care au încercat să treacă dincolo de aceste opreliști, cred că ne dau un bun exemplu. Am intitulat o secțiune pro-patrimonio, ironic, pentru că e vorba despre zona Uranus, din care știți ce s-a ales. Adică e vorba despre Spitalul Brâncovenesc, pictat de, știu eu, Marius Bunescu, de Piața de Păsări, Piața de Flori, pictate de Iacob în anii 50. E vorba despre o lucrare mai nouă a lui Matei Lăzărescu, care se cheamă Piața Mare, dar era vechea piață, de prin anii 70 fiind lucrarea. Am dat pe urmă despre Spiru Vergulescu, un calinderu, un muzeu calinderu, care nu mai seamănă cu ce era pe vremuri, cât uși de... Deci tot ce am distrus noi, patrimoniu, este băgat ca o sugestie în aceste lucrări și cu pozele de rigoare. Acesta este cineva care întreține o atmosferă de fervoare în jurul faptului plastic. De aceea atelierul lui Baba de Pildă era o școală mai ales de gândire și de reflexiune poetică, nu numai de tehnică picturală. Iar la Ciucurencu, care nu avea această plăcere și această ambergură culturală, dar avea o nestăvilită curățenie a meșteșugului și o conștiință a dificultății inerente a picturii. Mă, băiete, pictura e grea. Deci când spunea grea, nu era la el niciun fel de scuză. Era un fel de autoacuzare perpetuă. Pentru că își măsura mereu înaintarea cu dificultatea inerentă a meseriei. Astea toate constituiau o școală pentru elevii lor. De aici au ieșit elevi cu talente strălucite. Eu sunt lucrări de diplomă din clasa meșterului Baba, de pildă, care ani de zile n-au fost egalate la acești tineri artiști cu producția autonomă. Pentru că, iată, în această confruntare
inevitabil, mai disciplinată, cu un magistru, ieșeau la iveală niște virtualități foarte prețioase. Și tinerețea de pe la Lepiliuță, sub semnul influenței benefice a lui Ciucurencu, arată tot așa că apropierea de focarul acesta de inventivitate a meșterului său, al lui Ciucurencu, a fost prolifică. Imediat urmează o lucrare care ne-a apărut din senina lui Ioan Dreptu, mort acum 4 ani de zile, o lucrare care a ieșit din România, eu n-am văzut-o niciodată, Zăceala Pârâul Rece, tot de mari dimensiuni, îi zice triptic, dar ea e un poliptic. A ieșit din țară pentru că tovarășa Tamara Dobrin, care era pe lumea aceea, cred că președinta Consiliului Culturii și Educației Socialiste, ea l-a oprit să aibă expoziție în România, dar l-a lăsat să iasă cu lucrările din țară, sperând că nu se va mai întoarce. Dar s-a întors, adică el n-a plecat, lucrările au plecat la Wuppertal, pormă în America, au făcut acolo o mare senzație, dizidentul din România, și era o mare dreptate că lucrarea era făcută între anii 67 și 84. Mersul acesta foarte curajos al căutărilor și al expoziției care le reflectă, face un loc respectuos și unor aparente puncte de oprire. Erau puncte legate de niște locuri foarte particulare. Poiana Mărului, de pildă, unde pornese la drum Horia Berna și unde s-au adunat artiști foarte diverși, într-un fel de scânteiere și de incitație temperamentală care a fost cu adevărat fecundă, și după aceea Tescanu, unde era o decantare de spiritualitate care a cuprins și a putut interesa generații foarte diverse. Tescanu era legat de trecerea acolo, în acele locuri binecuvântate, cu un peisaj molcom și cu adevărat făcut să se influențeze spre un fel de reflexivitate blândă creația. Era un loc marcat de prezența lui Enescu și de trecerea acolo a unor mari personalități, Saint-Exupéry, a aterizat cu micul său avion pe aleea de plopi, de pe l-am și reprodus de curând o imagine arătând, astăzi pare neverosimil în era pe care o trăie, dar așa era. Se realizau, deci, niște noduri, dacă vreți, niște întâlniri de oameni care aparțineau muzicii, poeziei, plasticii și care sunt în acest sens exemplare, pentru că nouă, cred că poate nu întotdeauna ne-a funcționat această intertextualitate, ne-a funcționat destul de bine această intertextualitate. La Tescan era într-adevăr un loc al confluenței mărturisite ca o nevoie inerentă a artei. În deceniu 8 începe să înflorească, cam toți trec pe la Tescani. Acolo Berna, dar Ilie Boca a avut un rol foarte important, căci era și președintele filialei UAP din Bacău, la 30 de kilometri de Tescani. Și acolo se făcea ce vroiai, pictai ce-ți plăcea ție. Am adus și de acolo vreo 12 lucrări. Și Octav Grigorescu face puntea de legătură printr-o superbă livadă pictată de meri înfloriți la Tescani, face legătura cu prologul, pentru că prologul, prima expoziție, o are cu tema mărului. Deci reîntoarcerea la natură, altcumva, și urmează prologul cu Paul Gerasim, cu Mihai Sârbulescu, cu Cristian Paraschiv, cu Horea Paștina,
cu Matei Lăzărescu, cu Ionică Grigorescu, cu Vasile Varga. O enclavă a spiritului am numit-o, școala de la Poiana Amărului, unde Berne a avut un rol important, căruia i s-au alăturat Ion Dumitriu, Barbu Nițescu, Mircea Milcovici, Șerban Epure, care trăiește în America, Teodor Moraru, Teodor Rusu, prieten bun al lui Berne. Acolo a fost o oază de împlinire pentru ei, de contact cu creația populară autentică, mai ales că tatăl lui Berne studiase în zona aceea bine folclorul. Pe urmă ei se simțeau liberi pe vârful ăla de deal cu piatra Craiului alături. Erau așa în împărăția lor și țăranii acceptat foarte frumos fenomenul plastic, chit că ei, unul era mai șagalian, altul era... Adică explozii suprarealiste se simțeau în creația lor. Nedel, Iacob, Rodica Lazar, Piliuță. Apare brusc un portret făcut de Horia Damian până în anii, de ce nu cinci, oricum înainte să plece în Franța, lui Doru Bucur, un artist pe care majoritatea celor de astăzi nu-l cunosc. Urmează niște pânze extraordinare de Mihai Horea, care a fost elev al lui Ciucurencu, într-un fel spiritual. Pe urmă urmează constructiviștii, marile bolți de lumină ale lui Paul Gerasim sau tot primele semne de constructivism ale lui Sevastre sau Andrei Cădere, care e pe partea cealaltă. Dar Andrei Cădere a reușit să fugă la Paris. Au rămas niște lucrări făcute în țară în deceniul 7 și sunt puse acolo într-o vecinătate foarte stranie. Alături de Teodora Stendhal sunt multe alte lucruri care continuă așa ca o anfiladă, dar foarte firească, comodă, tot mersul nostru spre anii 90. Noi am încercat în anii 60-70 și alte experiențe în acest sens. Expoziția Țuculescu, de pildă, era în măsură să nu numai să influențeze, dar să creeze noi vocații. Sunt pictori care au devenit pictori după ce au văzut expoziția Țuculescu. Așa cum Andreescu a prins curajul de a picta, el modest profesor de desen într-un târg de provincie, după ce a văzut o expoziție unde domnea
pictura înaintașului său, al lui Grigorescu. Deci această virtute inaugurală a marii picturi, de a crea o dâră de lumină în imediat, de a declanșa vocații și un spirit de emulație, este un lucru foarte important. Dar egoul la care reunim noi nu este unul doar de tipul specializării picturale. E important să trezim conștiințe de picturi, conștiințe de artiști în general, dar e foarte important să avem în vedere un public mai larg. La Veneția au plecat prin 64, 6, 8 niște lucrări extraordinare cu titluri realist-socialiste. El se chemau Treierat sau Industrie, Alin Gheorghiu. Le-am pus Pâinea lui Nicodim, senzațional. I-am găsit și replica mai mică în colecția Șușară. Deci, indiferent de titulatură, unele lucrări, care Colta lui Popa sau, cum vă spun, Pâinea lui Nicodim, sau este o pictură a lui Bițant extraordinară, un țăran care este pe un tractor cățărat plin de grâne și cu steagul cu tricolorul fâlfâind, el doarme așa. Surpriza noastră foarte interesantă a fost că la artiști foarte buni am văzut cum chiar ingerințele oficiale, obligația de a merge numai decât la locurile industriei și de a ataca teme convenit contemporane, se transforma într-un stimul pentru propriul talent. Ați văzut la Nicodim o pânză cu niște roșuri magnifice într-o uzină de cazane, de pildă. Ați văzut la Alin Gheorghiu, la fel, niște teme care par să îl contrazică pe artist, dar care, de fapt, îl împing spre a-și experimenta marginile nu a credibilității sale, dar a acuității sale exploratoare. Artistul mare este un artist care nu se limitează la achizițiile deja consolidate, ci riscă întotdeauna. El împinge tot mai mult marginile explorării, tocmai pentru a se verifica cu riscul de a nu reuși. Ajungem în final la capitolul expresionismului anilor 90, expresionismul în stare pură, dar care are anticamera, știu eu, a Ligiei Macovei sau a Vandei Sachelarie Vladimirescu, ca să ajungem la lucrările Vioarei Bara sau ale lui Rasovski, sau cele ale lui Teodor Graur.
Deci, de pildă, panoul mare cu lucrările lui Pavel Ilie, după care urmează patru lucrări care pot deconcerta un vizitator, pentru că una e de șarul de prin anii 50 și ceva, o ieșire din uzină, alta este Grivița Roșie de Gina Hagiu, o lucrare superbă, numai că se cheamă Grivița Roșie, că altfel, dacă n-ai ști că se cheamă Grivița Roșie, te duce cu gândul exact unde trebuie. La o pictură fovă a anilor 40, să zicem, din străinătate, din Occident. Am fi naiv dacă am căuta rezistența la injuncțiunile puterii numai la modul, dacă vreți, al luptei deschise. Pentru că asta este interesant, că uneori artistul are aerul că e complezent, că execută un program și, de fapt, el este ascultător față de zeul său, față de zeul picturii. Uitați-vă la tablourile lui Bizan, de pildă. Camionul acela cu saci și cu un steag roșu. Este o piesă care poate fi comparată cu mari reușite până la Matisse. Care urmează Ionica Grigorescu cu o lucrare a lui Arutina Avachian, făcută în decenul 6, pe care domnul Dumitru Avachian, fiul lui, muzicologul, i-a dat-o cadou lui Ionica Grigorescu și el a adăugat un cadavru îngrozitor în prim plan. Acolo sunt niște copii care sunt la o lecție de muzică, niște pionieri fruntași, bineînțeles. Și am îmbinat-o cu o lucrare a lui Pavel Ilie pe verticală, unde e o naștere. Adică așa este o naștere simbolică. E o mamă cu un prunc afară, de amândouă de o delicatețe. Și cu Aniela Firon, care în anii 80 rupea pereții galeriilor prin forța cromatică a lucrărilor ei. Important e că există o creativitate românească, există un filon foarte respectabil al creației noastre și asta trebuie să dea de gândit celor ușurate și care vorbesc fără noimă. Am văzut un articol acum câteva zile apropo de mitul național, că a făcut o expoziție despre mitul național. Și cineva care ia sarcastic când de râde, ce mit național, că Grigorescu a făcut costum la țărani după Barbizon. Păi la câte lume făcea țărani la Barbizon? Erau niște cazuri izolate. Spiritul Barbizonului era spiritul al peisarului, cu totul alt. Dar cu ce obrăznicie spuse lucrurile acestea? Cu ce dispreț față de lucruri care ne-au închegat conștiința națională? Noi n-am avea o identitate și o conștiință a peisarului românesc dacă n-ar fi existat explorarea lui Grigorescu prin toate mediile fizice ale României, de la câmpie până în vârful munților. E bine să punctăm că unii artiști au avut o temă de bază, cum este Horia Berna, că dealul rămâne. Există și prapor, există și hrană, există și motivul merelor la Horia Berna, există și Poiana Mărului, după cum v-am spus, dar totuși cele trei mari lucrări sunt, ca să zic așa,
edificiul real lăsat de Berne în pictura românească, după cum, după concepția lui Paul Gerasim, lacul este motivul esențial al creației lui Ion Nicodim. Există un geniu al peisajului și al picturii românești, făcut din grație, dintr-un atac prompt și în același timp tandru al motivului, care nu se găsește foarte ușor în alte părți. De asta, abuzurile retorice la care erau împinși artiștii de către putere erau absolut contrarii, gesturi contrarii și cerințe contrarii înjestrării firește acestui popor, a tipului său de explorare artistică. Această grație este semnul că vocația picturală a românilor este organică, că vine din străfunduri, un folclor de mare calitate, de altminte, singurul care nu cade în descripție, singurul care proiectează un model geometric, în timp ce toți din jurul nostru, toate popoarele, fac descripție zoomorfă sau prizoniere a concretului. Ei, toate aceste date se conjugă spre o dezvoltare modernă. De asta noi am putut face într-o sută și ceva de ani ceea ce alții au făcut în câteva secole. Deci era o nevoie, un orizont de așteptare din partea, nu numai a publicului, eu știu ce, din partea istoriei însăși. Ce își propune în mare să fie această expoziție o secțiune asumată asupra fenomenelor petrecute în pictura anilor 50-90, care, fără să schimbe radical datele problemei, le rearticulează, le pune într-un dialog deschizător de drumuri noi. Sarcinile noastre sunt mari, văzute la această scară. Deci, dacă am izbutit ceva cu această expoziție, și eu cred că ea era nu numai legitimă, dar profund necesară, dar am izbutit la nivelul acesta al unor așteptări care ne depășesc pe noi ca inși mărunți, nu, făptuitoare expoziții și ne depășesc și ca destinatarea ei, care ne bucurăm de ceea ce vedem pe pereți. Este un geniu al necesității istorice care se rostește prin noi.